Am băgat la frezat pe anul 2024. Pământul se prezintă mult mai bine ca și anul trecut. Se poate lucra mult mai ușor. E un pic umed, dar ia și foarte bine, după cum se poate vedea. Ați. Ce bine a ieșit. Mă dus apămeare foarte bine. Trage bine. Singura problemă e că trebuie să-i schimb bujia. Bujia asta văd că începe și face figuri. Începe de pușcă în tobă, în eșapament. Și treaba asta cu uleiul care, na, o știm cu toți, nu e o problemă, așa ziale, curge pe aici, pe la supraplim, pe nigăurica aia, curge, dau un picuț o curs, dacă îl ții înclinat mult pe spate, atunci curge, că pinioanele dinăuntru aruncă uleiul și îl dă pe acolo afară, nu e nicio problemă. Merge foarte bine. Cu consumul stăm foarte bine. Vedem. Aproape 2 ore de frezat și au mers cam jumătate de rezervor. Am frezat aici foarte, foarte bine. Mâini îi dăm iară un picuț și a fost ca și aici. Iarbă și, după cum se vede, pământul e destul de uscat. Dar iarba asta pune cea mai mare problemă. Da. Ce să zic. Numai bine, spor la treabă și o primăvară plăcută.